Așa cum ați văzut în emisiunea trecută, Marea Neagră, cu lunga ei strâmtoare Bosfor, a fost declarată de specialiști cea mai plauzibilă scenă pentru potopul descris în Biblie. Dar erau necesare dovezi și găsirea unei posibilități de a data evenimentul. Ocazia a fost oferită în iunie 1993 de vasul rusesc Agvanaut, care studia fundul Mării Negre pentru a afla întinderea precipitațiilor radioactive de la Cernobâl. Câțiva cercetători englezi s-au alăturat echipei împreună cu aparatul de filmat. Când radiolocatorul subacvatic a început să transmită imagini, a apărut și prima surpriză. De obicei, mările au fundul aproape plat dintr-un motiv bine întemeiat. Ele se umplu foarte încet și valurile de la țărmuri au timp suficient să erodeze profilurile pământului pe care le acoperă apa. Dar aici, fundul mării era prea reliefat, ca și cum zona fusese brusc inundată, nelăsând valurilor răgazul să-și împlinească distrugătoarea lucrare. În plus, stratul fin de nămol ce tăinuia locul era compus din sedimentele depuse de apă. Profilurile revelate de radiolocator au fost combinate și fotografia a dat la iveală trăsăturile uimitoare ale suprafeței subacvatice. Văile fluviilor care se varsă în Marea Neagră continuă sub apă, uneori pe o distanță de 160 de kilometri, dar toate se opresc la același nivel, ca și cum, în trecut, aici a fost un lac mai puțin adânc decât actuala întindere de apă. Această descoperire i-a încurajat pe cercetători. Era tocmai ce căutau ei. O diferență de nivel între presupusul lac și oceanul planetar care cuprinde și Mediterana. Mostra recoltată de geologi din albia fostului lac conținea, alături de nămol simplu, cochilii de scoici neîntâlnite în apele sărate. Semn clar că, înainte de potop, pe fundul a ceea ce este astăzi Marea Neagră, exista un lac cu apă dulce. Să fi fost oare uriașa întindere de pământ care cobora de la suprafața actuală a mării până la lacul cu apă dulce leagănul legendarei lumi pierdute din Biblie? Dacă a avut loc o înspăimântătoare inundație, atunci ea trebuie să fi provenit de la apa revărsată din Mediterana, ipoteză sprijinită de câteva indicii: adâncimea deosebită a Bosforului, depozitele de aluviuni din Marea Neagră, rezultat al unui violent fenomen natural și, nu în ultimul rând, apa sărată revărsată peste apa dulce a lacului aflat mai jos. Primele mostre extrase din stratul sedimentar ce acoperea ipotetica lume dispărută nu mai conțineau nicio scoică de apă dulce, ci doar de apă sărată. Scoicile marine au fost datate cu precizie. Toate au aceeași vârstă, până la adâncimea de 130 de metri, unde era nivelul vechiului lac cu apă dulce, pe care inundația l-a acoperit în întregime, înghițind și o mare parte din peisajul înconjurător. Data? Între 5600 și 5500 înainte de Hristos. Prea devreme pentru a fi vorba de potopul lui Noe. Povestea din Biblie a fost scrisă, se pare, în urmă cu 2600 de ani și se referă la o întâmplare despre care teologii estimează, conform tradiției, că s-ar fi petrecut acum 4300 de ani. Cercetătorii aveau totuși încredere că se aflau pe urmele faptului real. Investigațiile lor, începute de pe fundul Mării Negre până la siturile arheologice de la suprafața zonei, au deschis o nouă perspectivă a misterului preistoric.
Această așezare antică de la sudul Mării Negre a fost excavată de o echipă de arheologi olandezi care a găsit diferite obiecte ce datează, după cum au relevat analizele cu carbon radioactiv, din vremea catastrofalei inundări a Mării Negre. Dar pentru a lega un asemenea potop de numele lui Noe, trebuia să se afle dacă aria sinistrului a fost locuită. Așezările dezgropate pe uscat au oferit indicii pentru posibila localizare a unei lumi dispărute sub actuala Mare Neagră. Această colină s-a format în urma construirii succesive de noi case pe ruinele celor anterioare. Secțiunea ei dă la iveală locuințe ale unor generații diferite, cei mai bătrâni jos, cei tineri deasupra. Astfel de coline erau amplasate în câmpiile roditoare dintre râuri. Dar cum să fie găsite dovezile de locuire într-o zonă atât de vastă, aflată sub suprafața acvatică de acum? Din nou au fost de ajutor siturile arheologice. Ele arată că amplasarea colinelor se explică printr-un factor însemnat: prezența apei dulci. În imediata apropiere a excavațiilor făcute de echipa olandeză, există un izvor care iese din pământ umplând un lac. Drept urmare, zona este foarte fertilă. Așadar, un reper important pentru căutarea străvechilor așezări în formă de mobile îl constituie prețioasele izvoare de apă dulce. Dar cercetările nu s-au oprit aici. Era necesar să se afle cum trăiau oamenii potopului, probabil contemporanii lui Noe. Călătorind spre sud, arheologii au străbătut podișul înalt al Anatoliei pentru a se opri la cea mai celebră colină dintre toate, situată la Çatal Hoyuk. Aici mai există încă vestigiile unor locuințe datând de peste 7500 de ani, adică din perioada inundării Mării Negre. Pe pereții locuințelor s-au descoperit remarcabile urme de pictură. Lumea celor care au trăit în vremea potopului se dezvăluia cu generozitate. Bărbații erau vânători și se zugrăveau pe ei înșiși ca fiind foarte mărunți în comparație cu puterea înspăimântătoare a vânatului lor. Să fie oare? Grupările creștine care țin la o interpretare ad literam a Bibliei spun nu, pentru că până la muntele Ararat, ținutul din Turcia Orientală presupus a fi locul în care se odihnește arca lui Noe, este cale lungă. Dar în 20 de ani de cercetare a siturilor din zona Ararat, nu au găsit nicio dovadă care să le sprijine argumentele. Iar ceea ce consideră unii teologi că sunt rămășițele faimoasei arce s-a dovedit a fi doar un afloriment de bazalt din perioada Cretacicului, care a fost astfel erodat încât seamănă vag cu scheletul unei bărci. O altă problemă cu care se confruntă apărătorii sitului de aici este că referirile făcute cu autoritate în Biblie, mergând înapoi în timp până la manuscrisele de la Marea Moartă, nu spun muntele, ci pluralul, munții Araratului. Prestigiul Cărții Sfinte nu poate fi invocat pentru a justifica această localizare.
În plus, se crede că Biblia acreditează numai în mod tradițional data de 2300 înainte de Hristos pentru potopul lui Noe. Dificultatea de a asocia inundarea Mării Negre cu povestea Genezei o constituie trecutul său îndepărtat. Dar o întâmplare ciudată petrecută în anul 1872 la British Museum a oferit o ocazie pentru ca o asemenea legătură să fie făcută. Custodele George Smith descoperise că povestea biblică a potopului conținea un element neașteptat relevat de obiectele provenite din noul pe atunci sit arheologic Ninive, capitala asirienilor din nordul Mesopotamiei. Despre ce era vorba, veți afla în episodul următor.